Salut, prieteni! Bun găsit într-o nouă zi de pariuri sportive. Am un bilet chiar și astăzi pentru voi, în duminică 27 martie 2022. Ne încercăm încă o dată norocul. E un bilet format din 7 meciuri. Primul dintre ele începe foarte devreme, în după-amiaza asta la 3, la 15, fix. Iar cota totală pentru azi este 210.56. Hai să vedem cum se va desfășura și bilețelul ăsta. Jucați responsabil. Sunt meciuri foarte grele, meciuri foarte complicate, ca de fiecare dată. Așadar, aveți grijă ce bani mizați pe ele. Like la acest video, abonați-vă la canal dacă simțiți că e cazul și în sensul ăsta setați-vă și clopoțelul să chiar primiți toate veștile de la mine în timp util în aplicația de YouTube pe telefon sau pe unde explorați voi. Hai să zicem cele 7 meciuri pentru azi. Spania la Liga 2 vine cu tăvăleala dintre Mirandes și Ponferradina. Mergem pe 1 solist, victorie de gazde, câștigă Mirandes. Mergem mai departe cu Italia, Lega Pro, Serie C, Picerno versus Avellino se vor duela. Mergem pe victorie de oaspeți, mergem pe 2 solist. Mai departe, o întoarcere în Spania la Liga 2 și nu pentru ultima oară. Să mai luăm de acolo un meci. Lupta dintre Burgos și Tenerife. Vor câștiga oaspeții, câștigă Tenerife. Mergem pe 2 solist. Încă o dată Spania la Liga 2. Alcorcón versus Valladolid. Vom merge pe victorie de oaspeți chiar și aici. 2 solist pentru victoria celor de la Valladolid. Avem și niște Chile, Primera División, Universidad de Chile se luptă cu Unión Española. Chiar și în cazul ăsta vor câștiga oaspeții, mergem pe 2 solist pe victoria Unión Española. Și iată și ultima revenire în Spania la Liga 2 de pe ziua de azi, să ne holbăm inclusiv la Almeria versus Girona. Câștigă însă gazdele, câștigă Almeria, mergem pe 1 solist. Închidem bilețelul cu al 7-lea eveniment de pe biletul de azi, care vine din Brazilia, Serie A. Acolo avem de văzut Coritiba versus Goiás. Sau Goiás, cum am auzit că se pronunță corect. Coritiba versus Goiás e un meci din care câștigătoare ies gazdele. Chiar și aici vom merge pe 1 solist, pe victoria Coritiba. 1 solist, victorie de gazde, victoria celor de la Coritiba. Ăsta este bilețelul pentru astăzi. Are 7 meciuri. Hai să vedem în ce hal ne descurcăm cu ele și pe unde ajungem. Sper spre vreun câștig frumos. Dacă vreți și biletele mele mai lungi decât ăsta de pe canal și cu ocazia asta chiar și mai complicate, puteți să veniți cu mine în grupul meu privat de WhatsApp. Vă aștept acolo în fiecare zi. Aveți numărul meu de telefon aici în descrierea de clip. Puteți să citiți condițiile de acces și să studiați, să analizați dacă vă coafează să veniți și să vă angajați la ceva mult mai complicat alături de mine acolo. Cele 3 bilete pe care eu le ofer gata construite din aplicația Superbet. Ăsta de pe canal plus 2 mai lungi despre care v-am mai vorbit aici în episoadele trecute. 3 bilete pe zi, să zicem că puneți câte 2 lei miză minimă pe fiecare dintre biletele astea, ar fi un 6 lei pe zi, 180 de lei pe lună. Dacă vă asumați că puteți să cheltuiți banii ăștia și să-i riscați, pentru că practic de un risc mare este vorba, și să practic îi pierdeți lunar, în speranța că vom face câștigător un bilet din ăsta lung, puteți să veniți alături de mine. Altfel, nu vă băgați la prostii. Vă mulțumesc din suflet pentru atenție, pentru like-uri, pentru comentarii. Lui Adrian Boboc, pentru că a continuat în toată perioada asta, chiar dacă eu n-am mai menționat în clipuri, să-și posteze biletele lui zilnice în comentarii, să vină cu cotele lui de 10-20, care sunt foarte frumos făcute, dar ce să vezi, îl scot românașii noștri, bineînțeles, cum zicea și zilele trecute. Vă mulțumesc tuturor că sunteți aici și că încă credeți în efortul ăsta.
mergem mai departe. Cum necum, mergem mai departe. Vreau să cred că vom ajunge și la zile frumoase, minunate și cât mai des posibil. Încercările astea sper să ducă undeva și cizelarea, rearanjarea, renivelarea surselor, site-urilor ăstora pe care eu le am în tabelul de Excel vor duce și ele la ceva de bun augur, de bun augur într-un final și vom ajunge la bilete câștigătoare și nu doar câștigătoare odată la 6 luni, câștigătoare și dese. Să ne aducă câștiguri, câștiguri cât mai numeroase. Cam asta era de zis pe ziua de azi. Final de weekend superb să aveți și poate ne trezim cu niște bani câștig din biletul ăsta de azi. Vreme frumoasă, vreme însorită, profitați de ea. Numai bine, noroc!